ceasul nostru de împărtășie, de închinare, această cântare vine atât de minunat ca o mireasmă ce s-ar putea înălța din partea noastră către Dumnezeu. Închinarea este această frumoasă mireasmă a credincioșilor înălțată înaintea lui Dumnezeu, înaintea Dumnezeului Triun. Chiar cum aș vrea să citim câteva versete de la 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 7 până la 11 inclusiv. Ferește-te de basmele numești și băbești, caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are păgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste bănești. Cu alt prilej, Dumnezeu ne-a purtat gândurile și inimile, sper, către acest monument de evlavie practică în viața de pe pământ, și anume evlavia în viața Domnului Iisus Hristos. Mi se pare extrem de important faptul că în această epistolă de pildă Apostolul Pavel amintește sau subliniază de mai multe ori aspectul acesta al evlaviei. Și mă gândeam că pentru Timotei, un tânăr slujitor, se pare între 30-35 de ani, pentru Timotei aceste porunci, aceste îndemnuri, dacă vrem, aceste întăritoare duhovnicești sau spirituale, vor fi cele care să îl ajute să-și învingă și timiditatea, pentru că era un om timid, să-și învingă și posibila reticență, pentru că era un om mai tânăr, să-și învingă poate chiar teama și să poată să facă într-adevăr lucrarea lui Dumnezeu cu autoritate. Nu era simplu. Nu era simplu pentru că și atunci, ca și acum și în toate vremurile, în adunările lui Dumnezeu, mă refer la adunare ca parte văzută, s-au găsit întotdeauna și oameni potrivnici, și oameni cu o inimă ascunsă, și oameni cu alte gânduri, și oameni cu alte ambiții, și nu doar cei credincioși care să dorească să fie crescuți sau întăriți sau binecuvântați de Dumnezeu. Și de aceea era nevoie de această putere lăuntrică pe care să o primească Timotei și alți credincioși slujitori, pentru ca, într-adevăr, să-și facă lucrarea ca pentru Domnul. Este aici un îndemn, cel puțin în versetul 7, care poate să ne dea un pic de gândit. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Să nu credem că era vorba de cine știe ce povești de Petre Ispirescu, cu martiale noastre, cu zei, cu zâne, cu zmei și așa mai departe. Nu. Plecau acești oameni, și erau chiar și femei în vremea aceea, plecau de la anumite, eu știu, frânturi din cuvintele sacre ale Vechiului Testament, și în jurul acestor frânturi brodau evenimente închipuite, evenimente auzite, evenimente, eu știu, care puteau să impresioneze un public credul,
Și acestea se desfășurau inclusiv prin acele șirări de neamuri, fără sfârșit, cum spune Apostolul Pavel. Deci era o împlinire, dacă vrem, nefericită de ceva cuvânt și cu multă, multă fantezie, multă imaginație, mult omenesc. Pe fondul acesta au apărut în primele secole ale erei creștine așa numitele scrieri apocrife. Scrieri care aveau pretenția să fie cuvânt de autoritate din partea lui Dumnezeu, dar care amestecau într-un mod nefericit, repet, anumite aspecte din Vechiul Testament, le amestecau cu aceste basme, cu aceste închipuiri, cu aceste istorisiri născocite de mintea omenească, probabil în intenția aceasta de a face Evanghelia mai atractivă. Să predici mereu despre Iisus Hristos cel răstignit, cum spune Apostolul Pavel în Mătea Corinteni, să predici mereu o Evanghelie centrată pe Domnul Iisus Hristos, să predici mereu o Evanghelie centrată pe adevărul de căpetenie care au în vedere slava lui Dumnezeu și nevoia de a trăi o viață curată în evlavie, ei bine, pentru multă lume din vremea de atunci, lume religioasă, fără îndoială, nu era vorba de oameni credincioși cu adevărat, pentru multă lume religioasă din vremea de atunci era poate prea puțin. Și atunci căutau să facă acest creștinism mai accesibil pentru lumea din vremea de atunci. Și în felul acesta, repet, apar aceste basme lumești, deci firești, și aceste istorisiri care au fermecat, care au amăgit nu inimile credincioșilor, ci inimile celor care erau printre credincioși, inimile celor amăgiți în general, inimile celor care aveau ceva cunoștință cu mintea despre Evanghelie, dar care n-aveau nașterea din nou, care n-aveau maturitatea creștină și atunci nu erau puțini nici atunci, așa cum nu sunt puțini nici astăzi, oameni care vântură adunările, trăieră adunările, dar care sunt oameni firești, oameni nenăscuți din nou, oameni în stare să aplece urechea și la altceva decât Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să pornească o dezbatere apologetică și, cu alte cuvinte, să se războiască, dacă vrem, cu acești purtători de istorisiri închipuite, cu acești purtători de mitologie, dacă vrem, ghilimele creștine, și să încerce să desfințeze aceste lucruri, nici de cum. Și este un gând inspirat, este un gând înțelept, primit din partea lui Dumnezeu, pentru că o asemenea luptă nu este lupta credinciosului. Repet, să încerc să demolez, să demonstrez că aceste lucruri sunt neadevărate sau să încep lupta, sigur că vei spune într-o apărare a Evangheliei celor credincioși cum stau lucrurile, dar cu acești furtători de asemenea învățături, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ferește-te! Cu alte cuvinte, stai deoparte! Sigur că atunci când asemenea influențe tind să influențeze sau să contamineze adunarea ca învățător, ca presbiter, ca om care vestește cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să stai împotrivă și trebuie să spui credincioșilor adevărul. Și spunând adevărul, cu siguranță, aceste istorisiri închipuite vor cădea, vor fi înlăturate de toți cei care iubesc și doresc să rămână în adevăr. Ferește-te de basmele lumești și lumești. Care este antidotul? Sau care poate fi soluția foarte practică, concretă, pentru Timotei și orice credincios? Caută să fii evlavios, cum se spune aici. Cu alte cuvinte, pe măsură ce urmărești drumul evlaviei, pe măsură ce ești preocupat prin Domnul Iisus Hristos să crești în evlavie, e bine, atunci vei avea puterea lăuntrică și vei avea discernământul spiritual
să poți rămâne în adevăr, în limitele adevărului, să poți crește pe temelia aceasta a Evangheliei, să poți crește cu un caracter evlavios. Puneam și altă dată că sunt și alte traduceri ale aceluiași cuvânt din original, caută sau străduiește-te sau lucrează evlavia sau cum spunea un alt credincios, fă exercițiul sau gimnastica evlaviei, cu alte cuvinte, o experiență continuă. Evlavia nu este ceva care se capătă peste noapte și mi-am notat aici un citat al unui credincios care spune așa, citesc: evlavia nu se poate căpăta din întâmplare, căci trebuie să înotăm împotriva curentului, tendinței, epocii, ca să o dobândim. Deci, evlavia, repet, nu se poate căpăta din întâmplare. Cum sunt acele învățături false care spun și care propagă aceste lucruri neadevărate, că într-o anumită etapă a vieții, credinciosul, prin cine știe ce iluminare spirituală, botez cu Duhul Sfânt sau alte lucruri din acestea, intră dintr-o dată sau este transferat pe un platou de sfințenie absolută și el nu mai poate păcătui. Nimic mai fals. Potrivit cuvântului adevărat, evlavia este un mod de viață. Evlavia este o trăire continuă. Evlavia este un exercițiu permanent spiritual prin care Dumnezeu ne ajută să căpătăm un caracter creștin. O faptă bună poți să o faci din întâmplare. Dar dacă ai un caracter evlavios, atunci ești creator sau făcător de fapte bune, ca o chestiune care vine dinăuntru, care vine dintr-un izvor duhovnicesc. Poate a zâmbi sau a fi amabil când și când să fie o chestiune întâmplătoare, o chestiune de efort omenesc, chiar și în viața noastră a celor credincioși, atinsă cu o inimă bucuroasă din partea lui Dumnezeu și avea un caracter evlavios, presupune sau determină această constantă sau, dacă vrem, această viață ascendentă, această viață care se dezvoltă, care crește într-un caracter evlavios. Caută să fii evlavios, este, iată, această manieră practică pentru fiecare credincios sau credincioasă să rămână în Domnul Iisus Hristos. Foarte probabil că aceste cuvinte să poată să pară destul de străine, destul de departe pentru unii dintre noi. Mă văd nevoit să repet pentru aceia dintre noi care vor avea inima deschisă și dornică să capete un caracter evlavios și să poată fi folosiți, pentru că doar așa vom putea rămâne departe de păcatul care poate să ne împășoare. Pentru că doar așa putem să-L onorăm pe Domnul Iisus Hristos, așa cum vom vedea mai departe. În versetul următor este pusă în antiteză sau în contrast situația din situația din viața noastră practică, firească, omenească și situația care evidențiază, care dă la iveală caracterul evlavios. Apostolul Pavel spune așa: deprinderea firească sau trupească este de puțin folos. Aș vrea să fim atenți, deprinderea firească, acest exercițiu, fire, sunt diverse lucruri pe care le vom vedea, nu este un lucru negativ. De exemplu, a fi ordonat din punct de vedere natural nu este un lucru rău. Și prin natura noastră omenească tindem să fim dezordonați în foarte multe lucruri. În ce privește punctualitatea, de exemplu, în ce privește ținerea cuvântului pe care l-ai promis, în ce privește modul în care îți gestionezi timpul, viața noastră naturală tinde spre dezordine.
vorbirile noastre, fără sfârșit, fără normă, fără conținut, fac parte dintr-un caracter dezorganizat, haotic. Și cuvântul ne ajută să înțelegem chiar și pe plan firesc că deprinderea aceasta, repet, în aspecte practice, de a fi ordonat, de a fi de a și gestiona, repet, cu timp, cu atenție viața personală, lucrurile acestea sunt folositoare, sunt bune, nu sunt rele. De asemenea, în viața sportivă, de exemplu, sunt oameni care se dedică din tinerețea lor, unii chiar din copilărie, mă refer la cei din gimnastică, și care fac eforturi foarte mari prin exerciții din acestea și prin renunțări la foarte multe lucruri de când sunt copii sau poate adolescenți sau tineri. De ce? Pentru ca să dobândească aceste abilități, aceste deprinderi sportive și când concurează să obțină un loc fruntaș sau chiar premiu. Este o deprindere trupească, nu este negativă. Este o vorbă așa care spune să ai un stil de viață sportiv, disciplinat, ordonat, dispus la efort și așa mai departe. Dar toate aceste aspecte și altele asemănătoare, și mai adaug aici un lucru, deprinderea trupească poate să fie și acea tendință spre legalism. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, care deprindere vine pe fondul unor aspecte legaliste, pe fondul unor aplecări spre legalism și să credem că acestea ne vor fi de mare folos. Nu. Deprinderea trupească sub orice formă ar fi ea, este de puțin folos. Cu alte cuvinte, trece. Are un efect limitat și în timp. Și are un efect limitat și în consecințele vieții noastre. Și Apostolul Pavel spune, este un alt lucru care poate să adauge valoare, care poate să aducă cu adevărat o valoare, nu doar o valoare terestră sau când suntem pe pământul acesta, ci și o valoare pentru veșnicie. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe câtă vreme evlavia este folositoare în orice privință. Ce diferență, ce contrast între una și alta. Poate fi vorba de un creștin ordonat, disciplinat, educat, să știe să-și țină în frâu simțămintele, pornirile și așa mai departe, dar ca aspecte firești de deprindere trupească, de deprindere omenească și poate fi pe de altă parte exemplul unui credincios, unei credincioase care să trăiască evlavia. Evlavia este folositoare în orice privință. Spuneam și altă dată și nu fac decât să repet, evlavia înseamnă două lucruri de fond. Întâi de toate, acest devotament pentru Dumnezeu sau această credincioșie fără niciun fel de condiții față de Dumnezeu, fără rezerve. Și în al doilea rând, un caracter evlavios care înseamnă multe aspecte, găsim și în Galateni 5:22 și multe alte aspecte care împodobesc sau care construiesc un caracter evlavios. Și această evlavie are folosul acesta pentru pământ, pentru viața noastră terestră și mă refer aici nu la viața firească, ci mă refer la viața noastră duhovnicească în vremea când suntem în trup. Este de folos în orice privință, în viața de acum și pentru viața viitoare. Evlavia ne leagă toată ființa noastră de obiective cerești, ne leagă de persoane cerești. Și dacă este vorba să manifestăm în viața noastră aspecte ale caracterului evlavios, acestea nu le faci ca să te simți bine, nu le faci ca să placi cuiva,
Nu le faci ca să-ți alimentezi ego-ul. Nu le faci dintr-o cine știe ce pornire de șartă. Le faci pentru că ești, dacă ești legat de Dumnezeu, le faci de dragul Lui. Devotamentul pentru Dumnezeu aduce, iată, la picioarele Domnului Iisus Hristos un caracter evlavios. Eu spun că, având și Domnul să ne dea harul, să construiască tot mai mult caracter evlavios, eu nu spun că în cazul credincioșilor cu un caracter evlavios, și cred că nu sunt mulți, în cazul unui credincios cu un caracter evlavios, acesta este perfect, nici de cum. Îmi vine în minte un exemplu, sigur, nu din vremea harului, ci din vremea Vechiului Testament, de un om credincios. Și ne-am adus aminte și din psalmul pe care l-am citit, din psalmul 22, psalmul lui David. David, care este omul după inima lui Dumnezeu, un om plăcut lui Dumnezeu. Nu pentru că a fost cel mai sfânt om de pe pământ, nu pentru că a fost fără greșeală. Dacă citești Cartea Sfântă, vei putea observa într-adevăr și la David aspecte de păcat, unele foarte grave, aspecte de neascultare, aspecte de lipsă de călăuzire și așa mai departe. Însă, de ce îl numește Dumnezeu pe David omul după inima lui? Pentru că David, atunci când a păcătuit, s-a pocăit cu adevărat. Și când s-a pocăit, n-a ținut lucrul acesta ascuns. Putea de pildă atunci când Nathan i-a spus, tu ești omul acela. Putea să spună lui Nathan, Nathan, eu am o imagine de apărat. Eu sunt o personalitate în Israel. Ce se face dacă se va auzi că împăratul a făcut cu tare lucru? Hai să rămână treaba asta între noi. Eu mă voi pocăi înaintea lui Dumnezeu, iar înaintea poporului este ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cât de mult ne înșelăm uneori pentru salvarea unei imagini trecătoare și false, care împiedică pocăința din profunzime. Ce-or spune frații, ce-or spune cu tare, ce va spune cu tare, eu vestesc Evanghelia și așa mai departe. Și când este cazul, când este nevoia să te pocăiești pentru lucruri clare de păcat, e bine, lucrurile acestea deseori sunt ascunse, sunt ținute deoparte și se acumulează lucruri pe care nu le-ai rezolvat cu Dumnezeu sau cu frații și acestea te duc în la urmă într-un mare impas. David, repet, este omul după inima lui Dumnezeu, pentru că pe cât de mare a fost păcatul, pe atât de mare a fost pocăința, și pocăința lui a fost scrisă de David și a fost dată să fie citită nu doar de poporul Israel din generația lui, ci de milioane și milioane de oameni care citesc psalmii aceștia. Și cei credincioși vor trage concluzia, ei, păi dacă David a făcut tare lucru, cum mai spun unii nesăpuiți din vremea de astăzi, păi David a păcătuit și el, ce mare problemă. Nu. Când citești lucrurile acestea, nu poți să nu evaluezi felul în care Dumnezeu creează în David și în alți sfinți ai Vechiului Testament un caracter evlavios. Repet, caracterul evlavios nu înseamnă oameni fără greșeală, aceasta este o iluzie, ci oameni care, atunci când greșesc, se pocăiesc cu adevărat, se pleacă înaintea lui Dumnezeu, se pleacă înaintea celor afectați de păcatul lui și merg mai departe, curățiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Pocăința te ajută să capeți un caracter evlavios și dimpotrivă. Lipsa de pocăință te împiedică să ai un caracter evlavios. Poți să înșeli multă lume, nu-L vei înșela vreodată pe Dumnezeu. Evlavia, deci, este folositoare pentru viața de acum, cu siguranță, și cuvântul ne spune aici în versetul 8, și a celei viitoare. Sigur că, așa cum ne amintim deseori, mântuirea noastră, care este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, mântuirea noastră prin lucrarea Domnului Iisus Hristos este cadoul pe care Domnul ne oferă, e adevărat, prin credință. Mântuirea aceasta, urmă, generează pocăința,
și ne bucurăm de lucrul acesta. Dar această mântuire ca experiență personală cu Domnul Iisus Hristos este cea care poate să ne aducă o lună sau o răsplătire. Cred că despre lucrul acesta este vorba. Cu alte cuvinte, caracterul evlavios trăit pe pământul acesta va avea în ceruri, va avea înaintea scaunului de judecată al Domnului Iisus Hristos răsplătirile pe care El le-a pregătit. Vino rob bun și credincios, care vei intra în împărăția aceasta care a fost pregătită de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Dacă ați făcut lucrurile acestea, spunea Domnul Iisus Hristos, unora dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apostolul Pavel, autorul acestor cuvinte, așa cum știm, va spune spre finele epistolei a doua către Timotei, despre această convingere pe care bilanțul vieții lui înaintea lui Dumnezeu asigură, și anume, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprigănirii pe care mi-o va da Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor iubi venirea lui. Deci evlavia folositoare în orice privință, în orice teritoriu al vieții, atât în vremea de acum, da, evlavia aduce, repet, această răsplătire în vremea de acum. Sigur că și aici ar putea să apară comentarii sau afirmații ale unor credincioși, să le spun firești. Zic, nu sunt eu prea amator sau, mă rog, nu mă străduiesc atât de mult să am cine știe ce cumună. Eu, dacă voi sta și într-un colț al cerului, intru acolo, este de ajuns. Aceasta dovedește o fățărnicie. Și n-ar fi exclus ca aceste cazuri să fie cazuri de oameni nemântuiți. Cine este mântuit va căpăta din partea lui Dumnezeu dorința aceasta să-i slujească pe cei să se dedice lui Dumnezeu. Acum, iarăși, așa cum am văzut, caută să fii evlavios, mai departe cuvântul ne spune că acest cuvânt despre evlavie sau despre trăirea aceasta în devotament față de Dumnezeu și în puterea unui caracter creștin este un lucru de folos, se spune în versetul 9, iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de privit. Cred că Apostolul Pavel pune atâta greutate duhovnicească în ceea ce a spus până acum despre evlavie, încât încă o dată subliniază lucrul acesta lui Timotei. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Mi-aș dori foarte mult ca Dumnezeu să ne ajute să punem preț pe această dorință a lui de a fi toți la oaltă și fiecare în parte caractere de oameni evlavioși. Aceasta ne va aduce atât o energie spirituală personală, va aduce energie de asemenea adunării în care ne aflăm și cu siguranță va aduce răsplătirile cerești pe care Domnul le-a pregătit pentru toți aceia care îl iubesc așa cum le-am amintit. Versetul 10 este iarăși un verset atât de minunat, vom căuta să spunem câteva cuvinte întreagă. Noi muncim în adevăr și ne luptăm. Mi-a plăcut această asociere a celor două cuvinte. Muncim și ne luptăm. Ele nu sunt similare. Ele nu sunt, sau nu reprezintă, sau n-au același înțeles. Apostolul Pavel și probabil cei din echipa misionară și credincioșii pe care îi cunoșteam și în numele cărora el poate să scrie, va spune, noi muncim. Și într-adevăr, Apostolul Pavel a fost chemat la o muncă extrem de importantă și tare, tare grea.
Și dacă citim faptele apostolilor și dacă citim propriile lui confesiuni sau mărturisiri din epistolele, mai cu seamă cele din Corinteni, Corinteni 11, ne vom da seama întrucâtva de această povară pe care apostolul Pavel și alții de lângă el au purtat-o în timpul vieții. Când spune Pavel de pildă credincioșilor de la Milet, prezbiterilor, că atunci când am stat în mijlocul vostru, la Efes, cam 3 ani de zile, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi zi și noapte. Sigur, asta nu înseamnă, iarăși, să tragem o concluzie falsă, că un om ca apostolul Pavel n-a avut nicio noapte de odihnă. Nu ăsta e sensul. Sensul este că dacă cineva, un credincios, o credincioasă sau un grup de credincioși, avea o problemă de rezolvat și poate această problemă trebuia rezolvată, nu știu, în timpul nopții, la miezul nopții, apostolul Pavel își întrerupea somnul sau căuta să nu se ducă la culcare până când nu rezolva problema aceasta. Totdeauna au fost probleme. Și totdeauna au fost oameni care au creat probleme. Și totdeauna sunt oameni care creează probleme. Și trebuie ca alții să rezolve, să soluționeze problemele create de atâția dintre ei. Și apostolul Pavel în Efes, deși era apostolul neamurilor, deși cred că vestea cuvântul cu acea putere apostolică, cu toate acestea, remarca în rândul bisericilor, remarca în rândul credincioșilor atâta slăbiciune, atâta firesc, atâta viață deșartă. Și Pavel, ca unul care era și păstor între ei, căuta să îi ajute să crească, să fie descărcați de povara firescului din ei și să poată soluționa cu siguranță conflictele care apăreau între credincioși. Cu lacrimi, zi și noapte. Cu alte cuvinte, de câte ori era nevoie, nu se retrăgea sau nu precupețea efortul de a se pune în slujba Domnului. Noi muncim în adevăr. Ce să mai spunem de lungile călătorii misionare, ce să mai spunem de lungile privațiuni, de perioadele fără hrană și așa mai departe, prigonit, bătut cu piepe, le știm pe toate acestea. Noi muncim în adevăr. Cu alte cuvinte, munca noastră nu este o chestiune cu care să ne lăudăm în fața oamenilor. Munca noastră nu este o istorisire a unor mari admiratori de noștri. Munca noastră nu e o chestiune de fanatism, că pot fi fanatici care să muncească și în felul lor. Munca noastră era pentru Evanghelie și era pentru Domnul Iisus Hristos. Și alături de acest efort, această viață de muncă, de lucrare, apostolul Pavel spune și ne luptăm. Aici cred că stăm mai prost cu înțelegerea și chiar cu acceptarea. Să credem că, mă rog, atunci când apar probleme, asupra cărora trebuie să iei atitudine, te dai la o parte, eviți, nu-i problema ta, Dumnezeu va rezolva, ne rugăm, postim foarte bine, dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă ca în dependență de El să ne luptăm. Și cum spune apostolul Pavel, nu cu carnea și sângele, ci cu aceste duhuri care sunt în locurile cerești și care deseori se manifestă prin oameni. Apostolul Pavel, poate prin excelență, este un bașnic luptător pentru Evanghelie. Când e vorba să constate când și când atacuri la adresa Evangheliei curate, apostolul Pavel va fi atât de fidel cuvântului lui Dumnezeu, încât nu se va da la o parte, de o manieră a sfințeniei, să corecteze, chiar și în public, pe un Petru de pildă, la Antiohia, să corecteze pe alții la Ierusalim, și la Antiohia și în alte părți. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel s-a așezat la spărtură și a apărat Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Iarăși repet, pot fi înțelegeri false, că, mă rog, aici nu-i teritoriul nostru, ba este teritoriul credinciosului care își recunoaște sau care își primește de la Dumnezeu această slujbă, și anume să se lupte pentru Evanghelie, fără îndoială. Și subliniez apăsat, nu cu armele firești,
nu cu armele celor care sunt firești, ci cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, cu credincioșia evidentă, cu credincioșia față de Dumnezeu și cu un caracter evlavios. Apoi, Pavel spune că această muncă și această luptă continuă are această țintă, sau cum mai cu alte cuvinte, are această, între altele, această energie tăuntrică. De unde? Fără îndoială, Dumnezeu dădea această energie. Fără îndoială, era puterea Evangheliei, dar în contextul acesta și în cadrul acestei precediuni este, ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. De ce ne luptăm și de ce muncim? De ce suportăm, cu alte cuvinte, un drum atât de greu? Pentru că ne-am pus încrederea în Dumnezeu, nădejdea în Dumnezeu. Nădejdea în Dumnezeu care, dacă vrea și când vrea, va scoate din necaz pe cel credincios. Nădejdea într-un Dumnezeu care dă putere, așa cum se spune în 1 Corinteni 10, 13, dă putere ca omul credincios ispitit sau încercat să depășească ispita sau încercarea. Și de asemenea, nădejdea că această perioadă de, dacă vrem, gimnastica evlaviei, de trăire a evlaviei, este o perioadă totuși trecătoare. Și în altă parte spune Apostolul Pavel că întristările noastre de o clipă, din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Când Dumnezeu ne trece printr-un necaz sau prin încercări, problema este cu ce ne comparăm. Spuneam și altă dată și repet, dacă ne comparăm cu lipsa de necazuri, poate din viața altora, să spunem, de ce sunt eu mai încercat decât alții, cum se jeluia și Iov la vremea lui, de ce să am mai multă suferință decât alții și așa mai departe. Aceasta este o comparație nepotrivită. Când vine, repet, suferința sau încercarea și vin, acestea trebuie comparate cu imaginea din ceruri, cu imaginea veșniciei. Acestea sunt ușoare, spune Apostolul Pavel, sunt de o clipă sau sunt foarte vremelnice, pe câtă vreme gloria viitoare este nesfârșită și este uriașă. Nu că se dă în schimb una pe alta, dar această imagine cerească, această ancoră pe care o avem prin nădejde din lucrurile cerești, ne va ajuta să putem vedea drumul nostru, care cu siguranță nu este atât de greu ca al altor credincioși, drumul nostru să fie un drum ușor și că merită să mergi pe drumul acesta în care să muncești și să te lupți pentru adevăr. Ne-am pus încrederea în Dumnezeu cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor. Aici aș vrea să fac o precizare, poate necesară, pentru că sunt învățători falși care au tras concluzia, oprindu-se aici doar, și scoțând din context, Dumnezeu este Mântuitorul tuturor oamenilor. Și că dacă unii nu se pocăiesc acum pe pământul acesta, după ce mor, sigur va fi o perioadă de penitență, de purgatoriu, și după perioada aceea Dumnezeu îi va ierta pe toți, îi va duce pe toți în cer, pentru că El este, nu-i așa, Mântuitorul tuturor oamenilor. Este învățătura universalistă, care este o erezie gravă. Nu despre aceasta este vorba. Într-o altă traducere, Mântuitorul este și acesta păzitorul sau ocrotitorul sau cel care binecuvintează. Când este vorba de Dumnezeu, Mântuitorul tuturor oamenilor, lucrul acesta se referă cu siguranță la câteva aspecte. Întâi de toate, toți oamenii sunt creați de Dumnezeu. Deci Dumnezeu dă o șansă la viață tuturor făpturilor ce se nasc pe pământul acesta. Și aceasta este, sau ar trebui să fie, un prilej de mulțumire din partea tuturor oamenilor. Avem viață din viața Lui. Sau cum spune Pavel în cuvântarea de la Atena, suntem din neamul Lui în ceea ce privește această dependența noastră de creația Lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe toți oamenii. Mântuitorul tuturor oamenilor, Dumnezeu a acordat și acordă binecuvântări pământești tuturor oamenilor. Ploaie, roduri,
bunurile acestea materiale și așa mai departe, spune bine, muncim, foarte bine. Dacă ar fi să ne gândim doar la munca unui agricultor, poate că dacă ești la fabrică, scoți 5 metri de pânză și zici, asta e munca mea, o iau acasă și așa mai departe. Gândiți-vă la munca unui agricultor, care este adevărat, pornește să are, să grăbeze terenul, să semene. Și apoi, ce mai face omul acesta? Poate dacă sunt alte culturi, să le mai prășească, să mai muncească. Dar cine asigură creșterea? Miliardelor de spice de grâu. Pământul rotește singur, în sensul că este binecuvântat de Dumnezeu. Ei bine, toată această bogăție de binecuvântare pe care o dă Dumnezeu ilustrează, într-adevăr, această poziție a lui Dumnezeu este binevoitor sau mântuitor al tuturor oamenilor. Tuturor le dă, cum spunea Apostolul Pavel, tot în cuvântarea de la Atena, el dă viața, mișcarea și ființa. Dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dacă plouă, acum nu o să plouă numai pentru cei răi sau pentru cei buni, de ploaie pentru toți, Dumnezeu, Mântuitorul tuturor oamenilor. De asemenea, Dumnezeu se apropie de om și a pus în ființa lui conștiința sau cugetul, pentru că această conștiință să-l poată îndrepta spre Dumnezeu, fără Evanghelie, fără lege, fără altceva, cum se spune în Romani, capitolul 2. Dumnezeu a pus în inima fiecărei făpturi omenești această conștiință care să deosebească binele de rău și care să recunoască, repet, fără alte mijloace la vremea respectivă, să recunoască supremația sau să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, repet, Dumnezeu este mântuitor sau păzitor al tuturor oamenilor, pentru că tuturor le-a dăruit o conștiință. Altora, de asemenea, a dăruit o lege, pentru că legea aceasta se apropie de Dumnezeu. Și multe alte asemenea binecuvântări care fac parte din această bogăție, dacă vrem, pe care Dumnezeu o revarsă asupra tuturor oamenilor. Când este vorba însă de sublinierea, dar mai ales al celor credincioși, aici intervine o deosebire substanțială. Când e vorba de cei credincioși, alături de binecuvântările date de harul general al lui Dumnezeu, este vorba de acest dar al mântuirii. Mântuirea se oferă oamenilor, salvarea se oferă fiecărei ființe omenești, dar dintre aceste ființe omenești, dintre aceia care ascultă Evanghelia, cei care cred în Domnul Iisus Hristos, sunt mântuiți și de aici se face diferența dintre viața de acum și viața viitoare. Poate în ceea ce privește binecuvântările generale să fim foarte asemănători și unii și alții. Mă refer și cei credincioși și cei necredincioși. Însă în ceea ce privește această deosebire, Dumnezeu este mântuitor mai ales a celor credincioși, este vorba de cei care au primit harul, care au primit mântuirea lui Dumnezeu ca și posibilitate de salvare, ca și posibilitate de a căpăta viața veșnică și de aceea se subliniază această mare diferență, mai ales al celor credincioși. Și de asemenea această subliniere ne poate ajuta să înțelegem că atenția lui Dumnezeu se concentrează de o manieră particulară, de o manieră deosebită asupra celor credincioși și de aceea se ocupă de fiecare parte dintre noi. Să ne dea Evanghelia întreagă, să ne dea cuvântul deslușit, să ne dea o adunare, să ne dea frați, să ne dea surori cu care să ne bucurăm și această creștere în caracterul evlavios care ne poate ajuta tot bunătatea lui Dumnezeu ca și Mântuitor. Poruncește și învață aceste lucruri. Asta spune despre autoritatea pe care Timotei o primește din partea lui Dumnezeu și o primește reconfirmată prin această scrisoare. Poruncește și învață. Dumnezeu să ne ajute să putem să luăm aminte, să luăm seama și să nu ne refuzăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă el vine ca o poruncă, dacă el vine ca o învățătură, toate acestea sunt pentru ca Dumnezeu să construiască în noi un caracter evlavios. Caută să fii evlavios. Amin.